Se lucrează la reamenajarea zonei gării din cartierul Gura Văii, o locație unde nu s-a investit în modernizare de mai bine de 50 de ani. Suprafața totală a lucrării este de 8.000 de metri pătrați, dintre care 2.000 de metri 800, 2.800 parte carosabilă. 800 deci mai mult aveți aici amenajarea zonei decât locuri de parcare propriu-zis. Da, o să fie, da. Da, bine, era necesar o amenajare exact, pentru că oamenii stau aici de foarte mult timp și nu s-a intrat niciodată. Sunt lucrări majore care presupun în primă fază investiții în realizarea rețelei pluviale și de canalizare, dar și construirea unor ziduri de susținere, deoarece în zonă există probleme mari în privința stabilității terenului. Odată cu realizarea acestora, se va trece la asfaltarea și realizarea de noi locuri de parcare, un loc de joacă modern pentru copii, precum și reamenajarea spațiilor verzi. Într-adevăr, o lucrare complexă, pentru că nu vorbim doar de o parcare, vorbim de amenajarea între zone, vorbim de siduri de sprijin, vedeți blocurile sunt așezate undeva așa la înălțime, avem un loc de joacă foarte mare, ziduri de sprijin pentru întreaga zonă, alei carosabile, alei pietonale, este o lucrare migăloasă, cum spunea și constructorul, chiar dacă nu are o valoare mare, este undeva în jurul a 2 milioane, ea va fi făcută într-un timp destul de lung. Avem ca și termen primăvara anului viitor. Dar era normal să intrăm și aici, în zona Gura Văii. Aici nu s-a intrat de pe timpul lui Ceaușescu. Zona arată cum arată, dar sunt convins că atunci când lucrările se vor termina, oamenii vor fi mulțumiți de ceea ce realizăm noi aici. În preajma blocurilor din zona gării nu s-a investit de mai bine de 50 de ani. Oamenii care locuiesc în cartierul Gura Văii spun că investiția este extrem de necesară, mai ales că în zonă se vor face lucrări de consolidare a terenului. Bine că s-a gândit și la noi. Suntem oameni în vârstă, dar ne place schimbarea, să știți. Avem și noi aici asfaltat frumos, chiar dacă sunt parcări, cred că ne mai pune și nouă câte o bancă pentru cei în vârstă. Așteptăm de mult timp. Acum s-a evită ocazia, foarte bine, le mulțumim. Practic de când locuiesc? De 50 și ceva de ani de când locuiesc. Sunt născut aici la bloc, în 70. Sunt foarte mulțumit din faptul că s-a demarat o lucrare care văd că e amplă lucrarea și sper să meargă bine până la final. Ne spuneți ce părere aveți despre lucrări? Foarte bună. Să continuă să termine toată lucrarea. Era nevoie? Era nevoie să facem o ordine un pic așa. În zona blocurilor 4A4, 6A4, 10A4 și 12A4 se lucrează în acest moment la degajarea terenului, în suprafață de 8.000 de metri pătrați și pregătirea lui pentru investițiile care urmează. În primă fază, muncitorii vor construi rețeaua pluvială și de canalizare, urmând ca după aceea să fie construite ziduri de susținere în zonă. Din punctul nostru de vedere, este o lucrare destul de complexă, plecând de la faptul că se impunea în primul rând un zid de sprijin pe partea dinspre sud, fiindcă pământul începuse să alunece și totodată se vede cu ochiul liber cam cum arăta această zonă, pe lângă căile de acces și atât în parcare cât și la blocuri, se impunea amenajarea unor locuri de parcare. Noi ne-am dus cât am putut, vor ieși undeva în jur de 30 de locuri de parcare. Toată zona de altfel abordată are undeva la 8.000 de metri pătrați, dintre care peste 3.000 de carosabil, 2.500 de metri pătrați de spații verzi, plus o alee pietonală pe care au solicitat-o cetățenii să poată coborâ pe jos către drumul național, precum și un loc de joacă de circa 400 de metri pătrați pentru tinerii din zonă. După încheierea lucrărilor de consolidare și extindere a rețelei pluviale și de canalizare, se vor amenaja noi locuri de parcare, spații verzi și un loc de joacă modern pentru copii. Valoarea lucrărilor se ridică la peste 2 milioane de lei, iar ele ar urma să fie gata în primăvara anului viitor.